Pico noi în continuare la serviciul divin de dimineață, să binecuvintezi mințile și sufletele noastre, ca să primim cuvântul Tău și fie ca acest cuvânt să ne apropie de Tine și să transforme într-o stare după voia Ta în toate aspectele vieții. Amin. Să ascultăm citirea cuvântului lui Dumnezeu. Citim cuvântul lui Dumnezeu în dimineața aceasta din Ezechiel, capitolul 24, de la 15 până la 27. Ezechiel, capitolul 24, versetul 5, de la versetul 15 până la versetul 27. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, iată, îți voi răpi printr-o lovitură ce ți este mai scump în ochi, dar să nu te zălești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge, ca la morți. Leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut așa cum mi se poruncise. Poporul mi-a spus: nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi aceste lucruri, ceea ce faci? Eu le-am răspuns: cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune casei lui Israel: așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată, voi pângări locașul meu cel sfânt, fala puterii voastre, ce vă e mai scump în loc, în ochi, lucrul iubit de voi și fiii voștri și fiile voastre pe care le-ați lăsat după voi vor cădea uciși de sabie. Și atunci veți face cum am făcut și eu. Nu vă veți acoperi barba și nu veți mânca pâinea de jale. Veți sta cu turbane pe cap și cu încălțăminte în picioare. Nu vă veți jăli și nici nu vă veți plânge, ci veți stânji pentru nelegiurile voastre și vă veți văita între voi. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face întocmai cum a făcut el și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști căci eu sunt Domnul Dumnezeu. Tu însă, Fiul omului, în ziua aceea când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și iubit de ei, pe fiii și fiile lor, în ziua aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. În ziua aceea ți se va deschide gura odată cu a fugarului. Vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și vor ști căci eu sunt Domnul. Amin. Amin. Ocupăm locurile în timp ce lăudăm pe Domnul cu o cântare comună. Ne vom închina Tatălui Ceresc și cu darurile de bună voie. Fratele Cristi Liuba și fratele Dani Decean vor purta colecta în timpul cântării. Cântarea de la numărul 23 din Cântările Evangheliei. 23 Cântările Evangheliei. Astăzi în mine a răsărit o lumină de sus ce întrece raza soarelui că ia-i de la Iisus. Astăzi în mine a răsărit o lumină de sus ce întrece raza soarelui că ia-i de la Iisus. Ia-i lumina sufletească, inimile se vor lumina, dacă a lui Iisus față în noi se va arăta. O rază în inima mea din ceruri a venit,
această rasă m-a făcut să cânt de fericit. Ia-i lumina sufletească, inimile se vor lumina. Dacă a lui Iisus față în noi se va arăta. Ne închinăm Domnului. Amin. Ocupăm locurile și în timp ce se cântă câteva acorduri la orgă, instrumentiștii sunt invitați să-și ocupe locurile pentru slujire. Este toți bineveniți și binecuvântați în casa Domnului. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu noi, cu toți și peste noi toți deopotrivă. Amin. Ascultăm instrumentiști și lăudăm pe Domnul.
Mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze. Frați și surori, la încheiere, lecția 51 vă așteaptă, lecția biblică. Lecția de astăzi, lecția 50, a fost o lecție din ultimul capitol al primei epistole, capitolul al 5-lea, deși nu ultima lecție din 1 Ioan. Ultima lecție din 1 Ioan este lecția 51, ea este o lecție recapitulativă, o lecție de sinteză. Am abordat probleme similare cu ce avem în lecția 51, în lecția 48, evidențe care mărturisesc că suntem fii și fiice al lui Dumnezeu. În lecția de astăzi, cine crede că Iisus este Hristosul, este născut din Dumnezeu. Și lecția 51 este o retrospectivă a întregii epistole. Ea are titlul Cum știm că suntem născuți din nou? În scopul unei bune pregătiri, pentru că aveți 7 sau 8 zile până duminica viitoare, și pregătirea pentru lecție nu e doar ca să iau cuvântul. Eu n-am luat cuvântul astăzi și m-am pregătit. Vă întreb, dacă vreți să luați de bună, faceți un efort ca să citiți toate 5 capitolele încă o dată, să citiți toată epistola până duminică. Un capitol pe zi, 2, faceți un efort spiritual, vor fi și piedici, veți fi mai ocupați. Când veți vrea să citiți, vă sunați telefonul. Dar faceți un efort și să știți că veți fi binecuvântați. Apoi vom trece la a doua epistolă, foarte scurtă, de un capitol, și a treia, și anul școlar începe să se contureze, că se încheie. Totodată, frații lucrători, frații care țin ora de rugăciune și școala duminicală, vă rog, nu plecați fără să vă luați o copie, 2 sau 3, a programării la slujire pe ultimul trimestru a anului 2018. Octombrie, noiembrie și decembrie. N-am spus 1, 2, 3 în glumă, atât am eu. Una în Biblie, una pe masa la care studiez și una lipită cu scotch tape pe perete. De-aia știu întotdeauna cine e la rugăciune și la școala biblică. Și de-aia și voi veți ști cine este și când sunteți voi. Știm dinainte, plus că mai este una afișată și aici în spate biserică. Uitați-vă și căutați să fiți pregătiți și să fiți la datorie. Acum, programarea nu se poate face niciodată că noi nu cunoaștem viitorul. Cine va fi plecat peste o lună, duminică, cine va fi plecat peste 2 luni, ea se face, căci dacă va voi Domnul, vom trăi și vom sluji. Și orice schimbări se impun între frați, fie la rugăciune, fie la școala biblică, ele se fac. Dacă apare o urgență și n-ați vrut să vorbiți cu un alt frate, îmi dați un telefon, îmi spuneți ca serviciul să se acoperă. Să știți că veți fi surprinși cândva. Poate acum gândiți că faceți asta pentru biserică, poate faceți o favoare păstorului, fraților, surorilor, când Domnul va spune, știi ceva? Pentru mine le-ați făcut. Fraților, Domnul să vă binecuvinteze și să vă răsplătească și timpul și efortul. Amin. Deci aceste documente sunt acolo, copiate și vă rog, nu plecați fără să le luați. Mai ascultăm fanfara cu cântat. Thank you.
mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze, fanfariști, cred că mai a treia cântare la încheiere. Își vor așeza instrumentele, vor ocupa și ei locul în bănci. În această dimineață ne va sluji din cuvântul Domnului, fratele Teofil Sporea. Am văzut cuvântul din cartea prorocului Ezechiel. Poate că ni s-a și ridicat un semn de întrebare, de ce din Ezechiel? De ce tocmai din Vechiul Testament? Pentru că, pur și simplu, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. De la Geneza și până la Apocalipsa, nici o parte, nici o secțiune, nici un capitol nu e acolo la întâmplare, ci oameni sfinți, mânați de Duhul lui Dumnezeu, au scris și Duhul Sfânt a lăsat să se scrie pentru că ne este de trebuință. Dorim ca Domnul să-L binecuvinteze în propovederea cuvântului și prin cuvânt și noi să fim binecuvântați. Amin. Frate. Cartea lui Ezechiel este o carte foarte complicată, este una dintre cele mai complicate cărți din Biblie, este semănătoare cu Apocalipsa, dar este cu mult mai mare decât Apocalipsa. Ezechiel este o carte care are 48 de capitole și eu astăzi am citit de la punctul culminant. Punctul culminant al cărții lui Ezechiel se găsește exact la mijloc. Dacă împărțim 48 la 2, este capitolul 24, unde este punctul culminant al subiectului lui Ezechiel. Cartea lui Ezechiel, în întregime, are un singur subiect, căderea templului lui Dumnezeu. A fost o perioadă când Dumnezeu s-a bucurat foarte mult și a acceptat să-i se facă un templu, un locaș pe pământ și în acest locaș s-a pus însuși slava sa. Numai că poporul a păcătuit atât de mult și s-a îndepărtat atât de mult de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu nu îl mai suportă. De aceea Dumnezeu hotărăște să dărâme casa lui Dumnezeu. Dar lucrul acesta este foarte greu de făcut și pare foarte rău. De aceea simte nevoia să vină la un om și caută un om căruia să-i se vaite. Și îl găsește tocmai în robie pe Ezechiel, și vrea să-l facă un semn, ca el să înțeleagă, vrea ca cel puțin un om să știe și să înțeleagă de ce face lucrul acesta. Fa pentru care vine la Ezechiel și îl face semn. Și suferința pe care o are Domnul pentru dărâmarea templului lui Dumnezeu sau casei lui Dumnezeu, vrea să o aibă și Ezechiel. De aceea am citit astăzi din acest punct culminant, căci cu aceasta se gata cartea lui Ezechiel. Și cartea lui Ezechiel pare ca un munte, lucrurile devin tot mai complicate, căci Dumnezeu vine la Ezechiel într-o formă foarte uimitoare, cu tot felul de mașinării, de ființe, ca un fel de rachete care zburau, urlau, vine într-o formă îngrozitoare, se arată, cum nu s-a arătat la nimeni pe pământ. Și se gata cu punctul culminant, ziua am vorbit Domnului și seara mi-a murit nevastă. Este un lucru îngrozitor ce se poate întâmpla unui om. Acest om simte fizic. Chiar dacă este un exemplu, chiar dacă este un semn pentru el ca om, îi se întâmplă lucrul acesta într-un mod firesc. Și el suferă. Și cel mai greu este că n-are voie nici să sufere pentru lucrul acesta. Dumnezeu îl înarmează pe Ezechiel pentru această lucrare și când vine la el, îl transformă într-o formă deosebită care nu i s-a întâmplat niciun om pe pământ vreodată. În primul rând, el este învățat, deși este preot și proroc. El este învățat de însuși Domnul Dumnezeu. De la început spune la Ezechiel 3:2, spune, am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul
acesta. Este învățat de însuși Dumnezeu. În același lucru spune că îl face și pe el într-o formă îngrozitoare, ca cine îl vede să știe că este un proroc. Cine îl vede să se sperie. Căci el ca om este schimbat într-un mod deosebit. Spuneți, voi face fruntea ca un diamant, mai aspră decât stânca. Vine la el și spune, îți voi lipi gura, îți voi lipi limba de cerul gurii, vei fi mut, dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura. Tot pe Ezechiel îl ia și îl duce pe unde vrea el, ca să-i arate Ierusalimul, deși era în robie, ca să-i arate templu, ca să-i arate ce fac cei de acolo. Și spune că Duhul m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit. Este un lucru uimitor ce îi se întâmplă lui de la început. Dar cel mai uimitor se întâmplă, suspină în tăcere, dar nu plânge. N-ai voie nici să te vaiți. N-ai voie nici să simți ca și când nu s-ar fi întâmplat nimic. Și într-adevăr, pentru Ezechiel, care are impresia când a ajuns rob, cu cei 10.000 de robi de la Ierusalim, a crezut că s-a gătat totul, pentru el nu s-a gătat, pentru el de-abia acum începe viața. De-abia acum începe prorocia și el prorocește perioada de 22 de ani. Dumnezeu, înainte de a-și începe lucrarea, îi spune, Fiul omului, scrie numele zilei acestea, numele zilei de azi, căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. Și Dumnezeu are o întrebare pentru Ezechiel. La Ezechiel, capitolul 18, cu 23, spune lucrul acesta. Doresc eu moartea păcătosului? Zice Domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să întoarcă de la căile lui și să trăiască? Întrebarea aceasta este pentru fiecare de noi. Doresc eu moartea păcătosului? E lupta Domnului ca să ne salveze. E dorința Domnului. Fapt pentru care Dumnezeu mai târziu, suntem în anul 597 înainte de Domnul Iisus Hristos în clipa aceasta. Dar cu 600 de ani mai târziu, însuși Domnul, Dumnezeul Cerului, își trimite pe Fiul Său ca jertfă pe cruce pentru noi, pentru că El nu dorește moartea păcătosului. A vrea să avem fiecare răspunsul nostru pentru lucrul acesta. Totuși Dumnezeu însuși dă El răspunsul. Ezechiel 33 cu 11 spune așa, spune-le, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu doresc moartea păcătosului, ci să se întoarcă de la calea lui și să trăiască. Întoarceți-vă de la calea voastră ce are. Insistă, întoarceți-vă. De la calea voastră ce are. Pentru ce vreți să muriți voi, casă a lui Israel? Vreau să ne ducem la templul lui Dumnezeu când s-a făcut. Spune că preoții n-au putut să mai stea acolo ca să facă slujba din pricina norului, căci slava Domnului umpluse casa lui Dumnezeu. Pentru această casă, pentru prima casă, pentru cea mai mare și cea mai luxoasă casă de pe pământ, casa lui Dumnezeu, Domnul suferă, dar trebuie să o elimine. Și ca să înțelegem lucrul acesta, de ce îi face lucrul acesta lui Ezechiel, de ce îi ia nevastă? Ca să simtă același lucru ca și Dumnezeu, căci mult mai târziu la Efeseni spune așa, bărbaților, iubiți-vă nevestele cum a iubit și Hristos biserica, de s-a dat pe sine pentru ea. Efeseni 5:25, bărbaților, iubiți-vă nevestele, cum și-a iubit și Hristos biserica. Astăzi, lui Ezechiel îi se ia nevasta și Dumnezeului, Iisus Hristos,
și să ia biserica. Și ei amândoi suferă acea suferință. Să citim din Ezechiel 24, versetul 16. Fiul omului, iată-ți voi răpi printr-o lovitură ce este mai scump în ochi, dar să nu te jălești, nici să nu plângi și să nu-ți curgă lacrimile pentru ea. Ce vrea Domnul să spună aici? Este mare lucru să fiu un copil al lui Dumnezeu sau să nu fiu un copil al lui Dumnezeu. Domnul Dumnezeul Cerului amintește așa ca un fel de proverb lui Ezechiel și îi spune la Ezechiel 33:24, căci în continuu în toată cartea Dumnezeul Cerului vorbește lui Ezechiel. Ei doi sunt personajele principale din această carte. Mai este un personaj, un om îmbrăcat în haina de in, care trece cam în umbră, dar și el are importanța lui. Și spune lui Ezechiel, fiul omului, cei ce locuiesc în dărâmăturile acelea, în țara lui Israel, zic, Avram era singur și tot a moștenit țara, dar noi suntem mulți și țara ne-a fost dată în stăpânire. E mare lucru. Iosea la capitolul 2 cu versetul 2 amintește același lucru despre dărâmarea templului lui Dumnezeu și se repete din nou și zice, plângeți, plângeți, plângeți-vă împotriva mamei voastre, căci nu este nevasta mea și nu sunt bărbatul ei să-și depărteze curviile dinaintea ei și prea curviile de la țâțele ei. Ce vrea Domnul să spună prin toate lucrurile acestea? Este foarte important să știm că un om când păcătuiește, un om când greșește, Dumnezeu îl scoate afară din casa de rugăciune. Un om când păcătuiește este scos din casa Dumnezeului Cerului. Și el spune ca și când nu se întâmplă nimic, nici nu se vaită, nici nu plânge, nici nu se zălește, pentru că el are scuzele lui că nu-i mai place. De fapt, Dumnezeu îi ia plăcerea, îi ia dragostea și el nu mai poate să vină, că el se plictisește. Și dacă îl întrebi, îl deranjezi și începe să scuze. Dar un om, când a păcătuit, este scos afară din casa lui Dumnezeu, își pierde dragostea. Își pierde dragostea de întâi, își pierde dragostea pentru frați, își pierde plăcerea de a citi cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, Dumnezeu vine la Ezechiel și explică lucrul acesta ca să știe ce a făcut exact poporul lui Israel și pentru ce dărâmă casa lui Dumnezeu. Și la Ezechiel 22:29 spune lucrul acesta, poporul din țară se dedă la sălnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, calcă în picioare pe străin împotriva oricărei nedreptăți. De aceea Dumnezeu vine cu un mare proverb și spune lui Ezechiel ca să înțeleagă odată pentru totdeauna, la Ezechiel 22:30 spune lucrul acesta, caut printre ei un om care să înalțe un zid să stea în mijlocul spărturii împotriva mea pentru țară, ca să nu o nomicesc, dar nu găsesc niciunul. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea. Caută un om care să fie ca Moise, să spună nu nimici poporul acesta, să nu spună egiptenii că n-ai putut să ne duci în Canaan. Caută un om curat care să spună mai sunt aici, e nevoie de casa ta, ne putem întoarce, și dar nu găsesc niciunul. Continuăm versetul 17. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți, leagă-ți turbanul, pune-ți încălțămintea în picioare, nu-ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Domnul se îngrijește oricum
de cei curați, de cei nenorociți, de cei care se încred în Domnul. De aceea îi spune lui Ezechiel, suspină, dar nu plânge. Leagă-ți turbanul, dar nu mânca pâinea de jale. Vrea să spună că Domnul are milă, nici unul în care să mai găsești un pic de lumină, nu pere. De aceea se întâmplă un lucru extraordinar, cum v-am spus, că Domnul a lăsat în templu, în acest prim templu, ce nu a lăsat în nicio alt templu, slava Lui. Iată slava Lui acum, la zilele de la urme, înainte de a distruge templu, spune așa, la Ezechiel 9:3, slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvinul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și l-a chemat pe omul acela care stă în umbră, pe omul acela care era îmbrăcat în haina de in și care avea o călimară la brâu. Și a spus așa, ce Domnul le-a zis, versetul 4 de la Ezechiel 9:4, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor uriciunilor pe care se fac acolo. La versetul 6 spune, ucideți și nemiciți pe bătrâni, pe tineri, pe fecioare, pe copii, pe femei, dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. De niciunul. Este un lucru foarte interesant. Nu intru într-o amănunte pentru că nu știu și nu cunosc. Dar omul îmbrăcat în haina de in, le face un semn, nu știu ce semn le-a făcut. Și nu-mi dau seama. Dar nu sunt prea multe semne de făcut, dar știu că li s-a făcut un semn. Și știu că toți cei ce au acest semn pe frunte, acest semn pe toți acești ce au alegerea lui Dumnezeu sunt aleși. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că ce ne-a ales, ne-a făcut semnul lui și ne-a făcut o casă de rugăciune ca noi să venim să lăudăm numele Domnului în casa Lui. Spune despre toți cei ce i-a întors, despre toți cei i-a îndreptat spre casa Lui. Spune, le voi da, Ezechiel 11:19, le voi da o altă inimă și le voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Iată o schimbare care o face Dumnezeu pentru toți pe care îi iubește. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că și El ne-a iubit și pe noi și ne-a ales și ne-a dus în casa Lui de rugăciune. Ba chiar mai presus și a pus Duhul Lui în noi, slava Lui în noi și nu ne-a lăsat orfani, ci ne-a făcut copii ai Lui. Și cum spune la Ioan, noi și suntem copii al Lui Dumnezeu și ne bucurăm de harul Lui. Citesc versetul 18. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. Cât de greu este pentru un om să simte cu adevărat lucrul acesta. Cât de greu este pentru Dumnezeu, însă căci lucrurile se întâmplă deodată. Spune la Ezechiel 33:21 ce se întâmplă pe partea cealaltă. În al 12-lea an, în ziua a 5-a, a lunii a 10-a, a robiei noastre, un om care scăpase din Ierusalim a venit la mine, personal, la mine, și a zis, cetatea
a fost luată. Cu asta s-a gătat. Din nou, și Ezechiel și toată lumea și cei săraci care au rămas în Ierusalim și care au rămas cu conceptul că Avram a fost unul singur și a obținut țara, dar noi suntem mulți și am pierdut-o. Pentru toți s-a gătat absolut totul, dar nu s-a gătat. Căci Domnul Dumnezeul Cerului îi dă chiar lui Ezechiel și nu lui altul, îi dă planul nou lui Ierusalim. Și cartea Ezechiel se gata cu toate planurile și toate măsurătorile care le face tot conceptul, strategia noului Ierusalim. Și pe baza planurilor lui Dumnezeu care i-l-a dat lui Ezechiel, când se gata robia după 70 de ani, atunci când ei vor ști cine-i Domnul, pentru că Ezechiel a fost un semn, și ei vor ști că eu sunt Domnul. După planurile lui, Zorobabel pune temelia templului, iar Nemea construiește noul Ierusalim. E un lucru minunat. Tot aici se întâmplă un alt lucru. Dumnezeu renunță la leviți. Renunță la vița leviților, renunță la preoții leviți, renunță la această semănție și spune că El este păstorul. El își duce oile la odihnă. La Ezechiel 34:23 spune, voi pune peste ele un singur păstor pe care le vor paște, și anume, pe robul meu, David. El le va paște. El va fi păstorul lor. Eu, Domnul, voi fi Dumnezeul meu, Dumnezeul lor, și robul meu, David, va fi voievod în mijlocul lor. Eu, Domnul, am vorbit. Vreau să vă spun să ne bucurăm de lucrul acesta, că Domnul Dumnezeul cerului își conduce casa lui, mireasa lui. Mireasa lui ajunge chiar până în ceri, în vecii vecilor. Dar aici, pe pământ, ne pune nu un preot, un păstor să-și păzească oile, pe robul meu, David. Voievod între noi, păstorii noștri de astăzi, sunt robul meu, David. Păstorii noștri de astăzi păzesc după cuvântul Dumnezeului cerului, poporul lui. Poporul lui semnat, poporul lui ales. Domnul să binecuvânteze păstorii noștri, că cei urmăresc cuvântul lui Dumnezeu și ei prin ceea ce fac în toate zilele, trăiesc după cuvântul lui Dumnezeu și conduc casa lui după cuvântul lui Dumnezeu. Ce eu însumi îmi voi paște oile, eu le voi duce la odihnă, zice Domnul Dumnezeu. Între ei, vreau să amintesc, după cum v-am spus un pic, este un om îmbrăcat în haina de in. Despre acest om îmbrăcat în haina de in se mai vorbește și la Daniel, pentru că mai apare și la Daniel. Am ridicat ochii, m-am uitat la Daniel 10:5 și iată că acolo stătea un om îmbrăcat în haina de in și încins la mijloc, cu un brâu de aur, de ufaz. Se vorbește foarte mult și la proverbe despre el, într-o formă mai abstractă. La proverbe 31:22 spune, ea își face învelitor, nu se referă la femeie, se referă la mireasă, la casa Domnului. Ea își face învelitori, are haine de in subțire și purpură. Bărbatul ei este bine văzut la porți. Când șade cu bătrânii țării, ea este îmbrăcată, la versetul
Proverbe 31:25. Ea este îmbrăcată cu tărie și slavă și râde de ziua de mâine. Tot despre miel, despre biserica lui Dumnezeu, despre omul îmbrăcat în haine de in se vorbește în Apocalipsa 19:6. Și am auzit că un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape multe, ca bubuitul unor tunete puternice, care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeul nostru cel atotputernic a venit să împărățească, să ne bucurăm, să ne veselim, să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui l-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu in subțire, strălucitor și curat. Acest miel, acest om îmbrăcat în haina de in, un om după 600 de ani mai târziu îl găsește mort și haina de in îi lipsea, căci pentru haina de in s-a tras la sorți. Și omul acesta, pentru că îl recunoaște și îl respectă, îl ia el și spune că l-a înfășurat într-o pânză de in și l-a pus într-un mormânt nou al lui însuși, pe care l-a săpat în stâncă. Apoi a prăvălit o piatră la ușa mormântului și a plecat. Eu personal și cei care au fost la Ierusalim am văzut mormântul. Este gol. Acela a înviat și s-a înălțat la ceruri. Și acela ne așteaptă și pe noi în împărăția lui. Versetul 27, ultimul verset. În ziua aceea ți se vor deschide gura odată cu afugarului. Vei vorbi și nu vei mai fi mut. Vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul. Și vor ști că eu sunt Domnul. Noi îl avem pe Ezechiel, un semn. El a suferit mult pe pământ pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și știm de la Ezechiel și din suferințele lui, căci există Dumnezeu și acel Dumnezeu este Dumnezeul cerului. Ezechiel va fi un semn pentru voi, veți face întocmai cum a făcut el. Și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Adevărul este că atunci când ne întâlnim cu Domnul, ne schimbăm din toate punctele de vedere, ne schimbăm inclusiv vorbirea. Suntem copii al lui Dumnezeu și vorbim cum vorbesc copiii al lui Dumnezeu din cuvântul lui Dumnezeu. Vorbim cu psalmi, vorbim cu bucurie despre Domnul Iisus Hristos. În ziua aceea ți se va deschide gura când îl cunoști pe el și nu vei mai fi mut. Și într-adevăr așa și este. Cine îl întâlnește pe Domnul Iisus Hristos, se bucură de prezența Domnului Iisus Hristos și își dorește să fie toată viața cu Domnul Iisus Hristos. Se vorbește despre Pavel, că atunci când a văzut lumina, atunci când s-a întors la Domnul, zice că a ieșit imediat și a propovăduit cuvântul lui Dumnezeu. Nu a trebuit să-l învețe nimeni, nu a trebuit să ducă la nicio școală. În clipa când l-a întâlnit pe Dumnezeu, l-a și cunoscut. Și spune, și îndată ce a început să propovăduiască în sinagogi, se vorbește despre Pavel, că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. Pavel este un om deosebit. El a scris aproape tot Noul Testament. Și el se laudă că nu s-o învățat și nu a învățat nimic de la apostol, ci el din
din întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Au cunoscut totul, au știut ce trebuie să spună. David se laudă și el cu lucrul acesta și cu casa Domnului. Spune în Psalmul 23:6, da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele mele și voi locui în casa Domnului până la sfârșitul zilelor mele. Ce mare bucurie! Un om când se întâlnește cu Dumnezeu, caută casa lui Dumnezeu. Vrea să facă parte din casa lui Dumnezeu. Și vreau să vă dau un alt psalm. Ce înseamnă să trăiești în casa Domnului? Psalmul 92:13 este uimitor. Psalmul 92:13. Cei sădiți în casa Domnului înverzesc. În curțile Dumnezeului nostru, cei sădiți în casa Domnului înverzesc. Cei sădiți în casa Domnului cresc, se înalță, se ridică, se trezesc, înviază. Ca orice pom primăvara învie, încolțește, înverzește, crește. Noi suntem cei din casa Domnului, suntem acei ce creștem și ne înălțăm, până acolo că ajungem în ceruri, în veci de veci. Ce minunat și ce mare promisiune o are Domnul pentru noi. Până și Isaia spune, îi voi aduce la muntele meu cel sfânt și îi voi umple de veselie în casa mea de rugăciune. Vreau să închei, să nu fiu chiar așa de mult ca altă dată, dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că ți-am avut timp suficient și bucurie împreună cu voi. Vreau în concluzie să citesc numai de la Apocalipsa, capitolul 21, de la 1 la 4, ca o concluzie, ca să nu o spun de la mine însumi. Apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul de întâi și pământul de întâi periseră și marea nu mai era. Și eu am văzut, coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă, împodobită pentru bărbatul ei. Și am auzit un glas tare care ieșea din scaunul de domnie și zicea, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. El va fi Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai fi. Nu va mai fi nici tânguire, nici țipet, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Amin. Mulțumim Domnului pentru această prima parte a zilei care am putut să o petrecem în casa Domnului. Cartea Ezechiel este și mare, este și lungă, este și grea, dar este binecuvântată. Motoul cărții, la motivul cărții care a fost deja subliniat, și vor ști că eu sunt Domnul. Și vor cunoaște că eu sunt Domnul. Problema cărții este că Israel devenise o casă de îndărătnici, păcatul nu era un accident, ci era un fel de viață, era o practică, poporul trăia în apostazie, și în loc să se închine lui Dumnezeu, se închinau practic templului. Este o acuză care și azi prorocii aduc. Evreii ajunsese să spună templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Orice ar fi, nu ni se întâmplă nimic. Aici e Ierusalimul, aici e templu, aici e prezența Domnului. Și nu numai că Domnul îi scoate afară din templu, nu pentru că au greșit, că au păcătuit odată din neputință,
ci pentru că în mod voluntar, în mod deliberat, în îndărătnicia și răzvrătirea lor, au ales calea păcatului în locul căii, sfințeniei, nu doar că i-a scos afară din templu, ci pur și simplu le-a luat templu, i-a lăsat fără templu. Dumnezeu a îngăduit ca păgânii să nimicească templul lui. Un lucru extraordinar. Dar în cartea lui Daniel nu este doar întuneric și doar disperare, pentru că în această carte îl vedem pe Domnul Iisus. El este robul meu David. El este acel personaj în in, right? Îl vedem pe Domnul Iisus în mod profetic. Aici vedem noul Ierusalim. Și aici vedem un templu nou, care nu va mai fi din piatră și cărămizi, ci este din suflete și din inimi de oameni credincioși născuți din nou. Și casa lui Dumnezeu, templul lui Dumnezeu, sunteți voi. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Fanfara vă cânta o cântare la încheiere și apoi cu rugăciune vom încheia.
mulțumim, Domnul să vă binecuvinteze, ne ridicăm și ne închinăm Domnului cu mulțumire. În vreme ce cu toții ne închinăm Tatălui Ceresc, în Duhul și cugetul nostru, fratele Costel Stătescu este chemat să ne conducă rugăciune cu voce tare. Amin. Cu pacea Domnului, adunarea este liberă. Domnul să vă binecuvinteze. Nu uitați de școala biblică și programare.